Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ne revedem la o nouă emisiune Viață în Armonie. Din nou aici în magazinul Decora Design și mulțumim pentru găzduirea acestei emisiuni. Astăzi v-am adus, pot să spun că vi l-am adus, pentru că este într-adevăr o surpriză să revină din nou la Piatra Neamț. Vine de la Brașov, de la un seminar, și m-am rugat atât de mult de el să treacă și pe la noi, dacă e aproape, între ghilimele, de Brașov, în comparație cu Bucureștiul. Bine ai venit, Marius Ghidel! Bine v-am găsit! O surpriză pentru invitație! Cu mare drag! O surpriză pentru telespectatorii noștri și pentru mine, că ai acceptat să vii. Acum, cu pandemia, e destul de greu să te deplasezi și m-am bucurat că Dumnezeu lucrează de așa fel, în așa manieră, încât să te aducă și la Piatra Neamț, că avem nevoie de tot ceea ce spui tu și ce vorbești. De ceea ce spui, de ceea ce știi și de informațiile pe care tu ni le aduci. Marius, nu ne-am văzut de ceva timp, noi față în față, dar am văzut emisiunile tale la Antena 3. Am urmărit, te urmăresc cu ardoare pe internet și văd ceea ce tu ne comunici de acolo. Noi doi trebuie să spunem că ținem legătura și la telefon și mai avem și schimbul de informații. Schimbul de informații pe rețelele de socializare, considerând că este nevoie să știm unii de alții. Marius, vreau să abordăm, în afară de faptul că tu ai scris două cărți în ultima perioadă și le-ai publicat, o să vorbim și despre ele. Sau să vorbim despre ele întâi? Da. Hai să vorbim despre ele întâi. Te rog. Secretul mulțumirii. Prima carte este Secretul mulțumirii, o avem aici, colegul meu o să o arate la cameră. Este este a treia carte din cele patru pe care le-ai scris, așa. Da, și ce vor femeile, bărbații și copiii. Aia este următoarea. Ce vor femeile, bărbații și copiii. Și copiii. Nu, pe margine nu scrie și eu nu văd decât ce scrie pe margine. Bun. Da, scrie în schimb aici. Femeia această zeiță care mă ține de mână, bărbatul acesta este doar de iubit, copilul acest înger minunat. Ce frumos, ce frumos. Iată deci și a patra carte. Vreau să vorbești puțin despre fiecare carte în parte, atât că avem două emisiuni, vom face una după alta, pentru că nu-l prind pe Marius atât de des la Piatra Neamț și profităm de lucrul acesta. Te rog. Deci, Secretul mulțumirii. Am pornit ca bază pe o traducere din Tao Te Ching, pe care am făcut-o. Este veche de peste 6.000 de ani. Una din înțelepciunile cele mai profunde ale omenirii. Pentru că vorbește despre Dumnezeu ca fiind principiul fundamental, inițiator al creației și în același timp caracteristicile lui importante și de bază sunt asemănătoare cu apa. Deci cea mai mare putere a Universului este apa. De ce? Deci divinul. El este ca apa, adică este moale, flexibil, ia toate formele posibile, eliberează, nu ține nimic pentru sine, dă libertate totală nouă, să facem ce vrem și să murim dacă vrem. Stai puțin că aș putea spune, adică tot spunem că Dumnezeu este energia, de fapt. Tu spui că este ca apa. Da, caracteristica importantă este maleabilitatea maximă. Este foarte moale. Și dă libertate. Nu intervine niciodată. Și din cauza asta, principiul fundamental dezvoltat pe comportament în această traducere Tao Te Ching este non-intervenția. Adică să nu intervii peste corola de minunea lumii. Să nu o strici. Asta spui cum ar veni într-o expresie mai cunoscută, să nu calci liberul arbitru a nimănui. Da, și mai mult. Dacă nu intervii, atunci lucrurile se vindecă de la sine. Deci singura soluție ca lucrurile să meargă bine este să nu te baci. Și ca să nu intervii, ce e de făcut? Adică altă variantă, nu ca altă variantă. Ce să faci ca să nu intervii? În primul rând să lași armele jos, să nu ai critică, acuzație, condamnare, învinuire, judecată, adică gândire negativă. Gândirea negativă generează un adversar, îi dă victoria și ne distruge după aceea. Adică îl alimentezi practic cu energia, tu îl alimentezi cu energie și
conflictul se amplifică, continuu, nu se oprește niciodată. Uh-huh. Singura soluție ca să oprești o situație neplăcută este să nu ai gândire negativă și dacă totul se întâmplă, să dai repede armele jos, să le pui jos. Adică, bun, trebuie să faci ceva. Bun, am judecat pe cineva, uite, prost, ăla merge pe stradă, nu știu, s-a împiedicat și a căzut. Ce să fac imediat după asta? Pentru că am realizat că am greșit. Dacă facem lucrul acesta, urmează să primim o consecință, dar în orice mod posibil, pentru că această afirmație este un atac asupra lui Dumnezeu. Este ca și când a spune că Dumnezeu nu se pricepe și nu știe ce face. Și un atac pe o direcție, în fundal, este orice atac. Asta înseamnă că va trebui în următorul timp să fim loviți din față cu o forță mai mare decât atacul nostru ca să fim scăzuți. Și dacă eu am făcut afirmația, am făcut judecat, am spus, am judecat și mi-am dat seama imediat că am judecat, cum să redresez situația? Dacă îți dai seama că în 10 secunde ai posibilitatea să-ți ceri iertare sau să recunoști că ai greșit, și atunci se opresc consecințele, altfel nu se opresc. Și cum spun? Îmi cer iertare pentru afirmația? Fie și în gând. Dacă se poate în fața aceluia, este bine. Dacă nu, fie și în gând, îți poți cere iertare și se opresc. Dacă se depășesc cele 10 minute... Minute sau secunde? Secunde, pardon. 10 Așa. Secunde, am greșit. Cele 10 secunde, consecințele pornesc. Dacă totuși după o anumită perioadă îți dai seama că ai greșit, se diminuează agresivitatea lor, dar totuși te lovesc. Deci totul este ca un bumerang până la urmă în viața noastră. Ne batem pe noi înșine pentru că noi nu știm că celălalt este ființa noastră. Avem un suflet comun și când dăm în el, dăm în noi, în sufletul nostru. Și dacă dai în sufletul tău, până la urmă, sufletul se reacționează în orice formă posibilă ca să se protejeze. Foarte interesant ceea ce spui. Nu știu dacă lucrurile astea le-ai scris în carte. Sunt scrise în carte, da? Mereu în toate. Așa. Mai departe despre secretul mulțumirii. Ce frumos sună secretul mulțumirii. Da. Sunt diferite metode de a ne păstra mereu într-o stare din asta de acceptare continuă, pentru că chiar acceptarea e prezența divină. Nimeni nu ne zice lucrul acesta, dar în momentul în care noi lăsăm armele jos și nu vrem să câștigăm și ne lăsăm învinși, noi ne unim cu Divinul pe loc, fără un efort deosebit. Ce frumos! Am zâmbit pentru că ieri am primit o vizită a unei cunoștințe și am niște probleme foarte mari. Nu atât de mari pe cât le dădea persoana respectivă amploarea. Și am zâmbit pentru că exact același lucru i-am spus și eu. Cu cât te lupți mai mult și te pui în contra valului, cu atât îi dai energie și vei fi în frânt, pentru că nu îi dai putere ăluia. Da. Singura soluție este să nu reacționezi niciodată cu nimic, pentru că nu e vorba despre reacție. O neplăcere vine ca să scadă ție ego-ul și să-ți dea viață. Deci îți face un bine. Și noi zicem la... Este de fapt perioada de partea de vindecare a sufletului nostru și avem nevoie. Da, vreau să te întreb un lucru, pentru că tot de persoana asta e vorba. A tăcut și ea a fost pusă într-o situație de a accepta și a acceptat, adică a tăcut, nu, a acceptat în tăcere, tocmai pentru a evita discuțiile, dar până la un moment dat a început să îi se facă rău, a început să o doară în gât, să tușească, deci o creială, pentru că în momentul în care tu vrei să spui ceva și nu spui, se localizează energia undeva și a început să tușească. După care a început să aibă noaptea coșmarului. În momentul în care a văzut că a început să aibă noaptea coșmarului, a spus stop, eu trebuie să plec de acolo pentru că nu mai pot să stau în locul acela. Și de asta spun, în momentul în care, aici vreau să te întreb, nu lupți, bun, lași armele jos, dar dacă totuși vrei să spui și nu faci. Cui să spui că în fața ta e divinul? N-ai pe cine să înveți nimic. Toți sunt două persoane în lume. Eu și toată lumea din jurul meu este Dumnezeu. Și toți lucrează asupra mea corector. Pe el n-am ce să-l învăț. Că divinul vorbește prin gura fiecăruia. Vorbește și prin cel care mă deranjează, îmi face o răutate și prin celălalt. Prin toți. Nu e vorba despre ei niciodată. Întotdeauna noi avem treabă cu noi. Nu cu ei. Deci este oglinda noastră. Sunt doar oglinzi. Până când îți dai seama că nu există decât el.
îți pierzi identitatea de sine. Atunci nu mai el există. Se întâmplă în viață de foarte multe ori când este greu să accepți lucrul ăsta, pentru că dacă un om îți face rău odată, de două ori, de trei ori, de cinci ori, de N ori, atunci nu știu cât de ușor îți vine a spune că ăla e Dumnezeu sau din el, prin el lucrează Dumnezeu. Pentru că știi că Dumnezeu e iubire și atunci e această diferență între Dumnezeu este iubire și apare această persoană el care îți face rău. Divin este și, în primul rând, pornește din noi răutatea respectivă, este amplificată din faptul că noi ținem de ea, așa, și după aceea ne vin înapoi ca să ne poată scădea. Dar greșeala mare este în altă parte, faptul că noi îl tăiem pe Dumnezeu pe bucăți și zicem, împărțim în bine și rău. Și zice că nu se poate ca Dumnezeu să... Dar vibrația aceea neplăcută e neplăcută pentru ego. Nu ne afectează pe noi ca ființă divină. Dar neplăcerea respectivă este tot divinul pe o vibrație joasă. El are toată panoplia de vibrații. Deci tot ce vine din față este numai el în orice formă posibilă. Pentru că prima experiență pe care am avut-o și am povestit-o în Shangri-La a fost cu măștile. Și fiecare element al naturii, deci un bărbat, o femeie, un vișin și un cățel, puneau mâna aici la spate și își trăgeau o mască. Și în locul ei apărea divinul pe diferite forme, pe diferite nivele. Este și în copac, este și în cățel, și în bărbat, și în femeie. Deci mi-a arătat că este peste tot. Și a fost prima experiență pe care am văzut-o. Deci în momentul în care înțelegem că el este peste tot, nu mai cu cine să lupți, că lupți cu el. Iar ceea ce îți vine din față este doar oglindă. Deci vorbește despre tine. Toată lumea vorbește numai despre tine și îți arată ce este în tine. Mergi pe stradă și vezi oameni, doi oameni care se sărută. Este un aspect al tău. Vezi doi oameni care se ceartă. Este un alt aspect al tău. Poate pe care nu-l știai. Deci de fiecare dată ne întâlnim cu noi în fața noastră. Da. Și omul nu vine întâmplător. Din cazul asta în Biblie se zice să nu ucizi. Adică să nu-l pui pe celălalt să facă un lucru care nu este propriu. De fapt, el ia un rol. Se duce instantaneu sufletul la Dumnezeu și ia un ordin, primește o poruncă. Du-te și fă asta, ca să-i dai o lecție. Tot ce vine din față sunt lecții. Nu e că e bine, că e rău. Ego-ul zice că este rău. Dar ființa din noi, divină, nu este afectată de nimic. Ego-ul se supără. Deci când apare o supărare, noi ne zicem, ego-ul meu s-a supărat, dar eu n-am treabă cu asta. Eu nu sunt acela. De ce? Pentru că ego-ul nu are existență de la sine, numai sufletul are existență de la sine, vine de dincolo, se întoarce dincolo, are viață. Din cauza asta, ceva care este artificial și nu are viață, nu are adevăr. Și tot ce spune ego-ul nostru, că nu este bine lucrul acela, nu este adevărat. Că uite că oamenii sunt răi, nu este adevărat. Nimic negativ nu are adevăr. Pentru că este spus de ceva care nu are realitate. Este o minciună. Și tot ce spune ego-ul este o minciună. Dar el întotdeauna caută numai durere. Deci este absurd ca omul să se lege. Sau nu are rost să zică că este ego-ul, pentru că ego-ul caută numai suferința. Și își face singur o viață nenorocită, degeaba, ca să ajungă până la urmă să ajungă tot la iubire. Tot să ajunge până la urmă la iubire. Și avem o colegă care spunea că două ore a plâns pentru că a aruncat vina pe celălalt, după care a zis că nu este ăla de vină și a dat seama că ea este de vină, a mai plâns două ore pentru că este ea de vină, după care s-a săturat ego-ul de suferință și a cuprins un râs și o pace. Și o bucurie. Și o bucurie infinită. Că și-a rezolvat problema. Ego-ul. Exact. Spune-mi, te rog, cum putem noi să educăm acest ego? Nu e nevoie să ne educăm, Divinul ne educă perfect în toate modurile posibile. În fiecare clipă tot ce vine din față vine pe ceea ce suntem noi. Vine ca să ne corecteze. În momentul în care ai un gând negativ, imediat cineva te atacă din față. Sau faci un accident, sau dai într-o groapă, sau ceva ți se întâmplă. Deci nu scapă nimeni. Deci continuu însăși viața este o corecție, este o mașină de spălat suflete. Bun, da, dar dacă totuși ego-ul ăsta a fiecăruia în parte e mai mare sau mai mic, nu știu, e diferit. Sau poate că la un moment dat este mare și încet, încet începe să se micșoreze pentru că ne educăm, nu? Adică ne educă divinul. Divinul prin tot ce vine așa cu noi. Dar pentru cei care, uite,
Nu știu dacă ceea ce vreau eu să discutăm acum este scris în cărțile tale. Aș vrea să revenim puțin la actualitate, la pandemie, dar până atunci, haideți să terminăm despre cărți, că nu-mi place să fragmentez așa. Noi întotdeauna am avut discuții și am plecat la un subiect și am ajuns la altul, pentru că toate sunt ca un lanț, ca verigile de lanț. Asta e. Așa, să mai vorbim despre cărți. Cărțile sunt foarte complexe. Secretul mulțumirii este de practică, deci cum să pui în practică această mulțumire și de ce așa. La noi lipsește, noi când folosim cuvântul iubire, spre exemplu, este un termen foarte general. Iubirea are foarte multe aspecte și iubire noi nu ne convine să facem. Pentru că înseamnă, spre exemplu, acceptare, nu ne convine să acceptăm. Într-o anumită situație critică, pentru că la conflict se stabilește viața și moartea, adică cât de mult iubești la conflict. Într-o situație critică noi luptăm și ne apărăm și nu avem voie, pentru că noi atunci escaladăm conflictul, adică e ca și când ne pune paie pe foc. Singura soluție este să pui apă, adică să renunți. Când ai renunțat, ai intrat în divin pe loc. Renunțarea este iubire. Cedarea, acceptarea, recunoștința, gândurile de încurajare, de apreciere, toate acestea sunt iubire. Autolimitarea este iubire. Pentru că noi nu suntem trupul. Mereu trebuie să dăm semn că materia nu este pe primul plan sau nimic din lumea asta nu este pe primul plan. Dacă noi avem puterea față de o plăcere să renunțăm la ea, nu suntem înrobiți de această plăcere. Dar dacă nu putem să renunțăm la acele patimi, ele ne conduc. Asta înseamnă că ego-ul este foarte mare. Pentru că plăcerea înseamnă eu mai presus de toate. Adică adevărul meu, dreptatea mea, liniștea mea, binele meu. În clipa respectivă noi ne facem Dumnezeul nostru. Dar Dumnezeul tău când te faci este diabolizare. Așa cădem noi, prin plăcere, prin ispite. Cedăm la lucrurile acestea, punem trupul și plăcerea noastră pe primul plan, ne atașăm și atunci când chemăm forțele cerului să ne desprindă și noi începem să luptăm cu oricine pentru că ne este frică să pierdem. Frica aceea este elementul cu care se hrănesc ființele întunericului, cu frica noastră de a pierde ceva. Și forțele întunericului nu fac decât să te stimuleze să consumi cât mai mult. Dar omul când consumă cât mai mult, el obține o nefericire și mai mare. Și pământul este raiul. Pământul este de fapt raiul. Adică toate elementele sunt în armonie perfectă, continuu. Dar noi suntem nefericiți și în rai. De ce? Cum sună? Că noi suntem nefericiți și în rai. De ce suntem nefericiți în rai? Sau cine este nefericit în rai? Ego-ul nostru. Deci el când vrea mereu mai mult, mereu el creează o lipsă. Pentru că tehnica lui este să se concentreze pe părți. El vrea părți. Și niciodată când vrei o parte, nu te satisface. Mereu vrei o alta, îți iei o mașină, mai vrei o altă mașină, îți faci o casă, nu e suficient, vrei mai multe camere să ai. Și așa mereu nu te oprești niciodată. Ai o sumă de bani, vrei mai mult, adică nu te mulțumești cu puțin. Divinul este în puțin, este în direcție complet opusă, spre care oamenii și omenirea nu merge. Asta apropo de pandemie. Pentru că în momentul în care omenirea s-a atașat de materie, acum este desprinsă cu forța, pentru că materia îi ia din viață. Cum discutam noi într-o emisiune, prăjitura nu-ți dă energie, cum credem noi, sau mâncarea nu-ți dă energie, ci este ocazia care scoate din noi energie. Din cauza asta, mâncarea s-a deplasat spre savoare. Dar în codul Bushido al samuraiului există restricție pe savoare. De ce? În momentul în care samuraiul își făcea gusturile și plăcerile, se lipea de materie și când te lipești de materie, adică vrei mai mult decât ai nevoie, ți se pune un văl pe față. Devii orb și nu mai vezi. Atunci el urma să fie provocat la duel, nu știa și nu vedea toate mișcările și celălalt omora. Deci era frică de la savoare să nu mănânce lucruri plăcute, că se atașa și după aceea era omorât. Pentru că prin disciplina pe care o practica el, era o artă a războiului și era pus în pericol continuu. Interesant că la ceea ce ai spus tu acum, eu m-am dus cu gândul la un fapt, la un lucru care se întâmplă acum. Cei care mănâncă dulce, apropo de savoare, fac diabet. Sigur. În momentul în care faci diabet și nu-l controlezi, orbești. Sigur. Deci uite ce legătură. Este o boală, diabetul este o boală atașamentului de viață.
un atașament cumplit de viață, enorm. Ei, stai puțin, că aici trebuie să te întreb. Deci eu am făcut diabet după ce a murit fiul meu. Atașament. Atașament de el? Omul iubit, de femeia iubită, bărbatul iubit, atașament de oameni. Te poți atașa de orice și începi să mori. Atașamentul ți-a din energie. Aici, omul poate să se atașeze de calculatorul lui, de mașina lui și începe să o pigulească. Spunea cineva pe Facebook la mine un lucru foarte frumos. Dacă te duci în parca și găsești mașina zgâriată, ai ego. Ai mândrie, trufie și orgoliu. Adică dacă o găsești sau dacă o vezi? Dacă o găsești zgâriată. Este zgâriată pentru că tu ai ego de aia. Că ești atașat de mașina aia. Uh-huh. N-am înțeles. Deci, da. Virusul și tot ce se întâmplă cu tremure, războaie, sunt metoda prin care sufletul nostru trebuie să ne scadă. Ei, stai că asta e altă discuție. Adică vorbim în emisiunea viitoare. Hai să vorbim despre cărți, acum să terminăm despre cărți, pentru că sunt lucruri foarte importante pe care trebuie să le spui tu ce ai scris în cărți. Sunt așa de complexe încât aproape că nu știu ce conține. Deci aici, am vorbit despre, din cartea, din Secretul Mulțumirii, despre acceptare, despre... Deci asta este un lucru foarte important, că divinul este chiar acceptat, identificarea, modul cum faci identificările contează. Deci noi ne identificăm cu ego-ul, care de fapt este un concept, el nici nu are realitate de la sine. Când sufletul pleacă din lumea aceasta și trece de fluviu de gânduri, dacă are această șansă să treacă de fluviu de gânduri, pentru că majoritatea se duc în partea stângă, în zona aceea deschisă de Ilie Cioară, în cartea lui Moartea Morții și Desăvârșirea, peste 95% din suflete nu pot să urce, pentru că ele sunt cuplate pe lumea materială și au pus-o pe primul plan și tot ce este în lumea asta este o greutate la înaintare. Omul, ca să poată să treacă de fluviu de gânduri, trebuie să dea drumul la viață, să nu se țină de ea. Adică, pentru că posesiile sunt ego. Și el rămâne legat de toate pasiunile lui, patimile lui. E acea zonă cenușie care se spune că este între... Este până la fluviu de gânduri. Și mai există un iadul 2, unde sunt irecuperabili, îi ține într-o plasă de pescari, dincolo de zona tampon, în partea dreaptă a tronului Tatălui Ceresc. Acolo este ca o plasă imensă, unde sunt miliarde și miliarde și miliarde de suflete. Deci asta este problema omenirii, atașamentul. Și interesant este că atunci când am venit pe viață, înainte de a intra în viață, îngerul meu m-a dus la un pod. Și eu cred că era podul din Brooklyn. Și că avea firele acela care tensionau barele de metal. Și oamenii mergeau zgribuliți la servici. Era o zi de toamnă. Cu rinconturile acelale lor cenușii și zice, uite-te la ei. Toată această lume merge într-o direcție complet opusă scopului pentru care au fost trimiși ei pe pământ. Deci scopul nu este aduna, câștiga cât mai mult, pentru că vei pierde. Le pierzi pe toate. Din cauza asta le pierzi, pentru că nu sunt importante. Ceea ce este important, noi nu facem nimic. Sufletul nostru este important și noi nu știm că suntem în continuare, suntem îngeri pe pământ. Noi suntem 97% energie, suntem suflet, înalt vibrațional. Nu suntem corp. Corpul, deci știți cum este mărul. Coaja este materia, dar este partea cea mai subțire și cea mai neînsemnată, între 0,5 și 3%. Noi suntem suflet. Deci pentru suflet nu facem nimic. De ce nu facem? Pentru că nu ne convine. Pentru că suflet înseamnă orice acțiune gratuită în ajutorul celorlalți. Și noi credem că suntem eul, ego-ul și corpul. Din cauza asta noi facem totul pentru noi, pentru interesul propriu, dar atunci te despați de celălalt. Când faci totul pentru ceilalți, tu te unești cu ceilalți și te unești cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este sufletul tuturor. Deci noi suntem o ființă comună, avem același suflet toți. Deci când faci totul pentru ceilalți, te-ai unit. Dacă când faci totul pentru tine, te-ai despărțit. Când te despaci, faci o distanță ca să poți să lovești. Imediat pornește tendința de a se apăra binefacerile, îl consideră pe celălalt dușman și îl ataci. Foarte adevărat. Așa e, în viața reală așa este. Deci asta pornește din faptul că noi nu știm că suntem o ființă divină pe pământ și nu ne comportăm ca o ființă divină pentru că ne este frică să pierdem posesiile. Dar nimic nu ne aparține nouă. Cu trupul nostru, nu este al nostru, că sunt miliarde de celule pe care administrează Dumnezeu, nu noi. Sufletul nu este al nostru, este El.
ego-ul este o făcătură, el nici nu există. Lumea aceasta, suntem gazdă în lumea lui, am găsit-o aici, este lumea lui, nimic nu ne aparține. Păi atunci noi pentru ce luptăm? Dacă nimic nu este al nostru. Noi în sine suntem o ființă comună și trebuie să facem totul pentru ceilalți. Ăsta este raiul de care vorbea îngerul meu. Trebuie să faci totul pentru ceilalți și atunci tu înțelegi că ești o ființă divină. Și te unești cu el. Și când te unești cu el, lumea aceasta dispare. Am avut o experiență când am plecat din balcon, de la o pictură. Pictând, mi-a căzut mentalul, mintea. Și nu mai știu, nu am văzut nimic. Mă uitam la pictura aceea, dar eu nu mai recunoșteam nimic, nu mai știam cine sunt eu, ce, unde mă aflu. Și din osul sacru a pornit un fel de huruit, ca un vulcan, s-a ridicat pe coloana vertebrală, aici s-a făcut un fel de crater ca la vulcan, așa că după aceea am observat că dacă băgam degetul, intra degetul în cap. E extraordinar. Da? Și pe acolo a ieșit sufletul. A durat maxim 15 secunde până a fluturat de gânduri. În partea, deci mă duceam așa, în partea dreaptă, când eram cu fața la trupul meu care măsese așa cu pensula în mână, stană de piatră, așa, în partea dreaptă era spațiul acela deschis de Ilie Cioară, unde era îngrămădită toată lumea, și am ajuns la un văl. Este un văl, un fluviu transformat din gânduri, care sunt ca niște lumini, ca niște săgeți care merg în direcție opusă. Și zumze. Am intrat prin membrana respectivă, prin fluviul acela, m-am resorbit într-un spațiu de fericire, de puncte aurii de fericire. Ei bine, acolo am încercat să găsesc un sens al lumii de acolo. N-avea sus, jos, stânga, dreapta, era infinită. Și atunci am observat că am o stare de bine incalculabilă, adică nu aveam lipsuri, mă simțeam întreg și nu aveam întrebări. Adică aveam sentimentul că eu sunt totul. Fiind totul, nu am niciun fel de lipsă și aia este fericirea, când nu mai ai lucruri pentru care să faci ceva. Să-ți faci griji. Să-ți faci griji. În sfârșit, așa am observat că toate punctele alea veneau spre mine, au venit spre mine, mi-am pierdut conștiința, nu știu cât am stat în starea respectivă și când mi-am revenit, mi-a apărut imaginea că eram un copil care picta pe balcon și imediat am pornit înapoi călătoria. Și când am trecut prin fluviul ăla de gânduri, cu viteză foarte mare, în 15 secunde am văzut cartierul în Balta Albă, se apropia blocul, ce m-a impresionat că toată lumea era blocată în mișcările lor. Asta înseamnă că lumea aceasta este creată de noi. Noi suntem cel care mișcă proiectorul, dă drumul la proiector și apare, deci este mentală. Și mă simțeam vinovat că am blocat pe toată lumea, din cauza mea toată lumea nu se mai mișcă și ce se întâmplă, cum pot să-i aduc din nou la viață. Și a intrat prin vârful capului sufletul, ia un timp, 10 minute, jumătate din corp, 10 minute până la picioare și simțeam cum se duce un fel de căldură până în vârful mâinilor și pac, se activa mâinile. După aceea mi-a căzut mâna pe picior și piciorul era gheață, deci cu toate că era lună de vară. Și am retras repede. Deci trebuie să fii deci ești dus și adus înapoi cam în 15 minute maxim. Deci, atât rezistă corpul fără suflet. Fără suflet. 15 minute cu funcții de bază. După care, când am putut să merg, m-am dus până la sobă ca să văd dacă sunt funcțional total. Asta a fost prima mea grijă. După care m-am dus repede pe balcon să văd ce l-am făcut la oameni. Asta era grijă cea mai mare. Și toată lumea pornise. Deci, măsura în care noi, sufletul, ia în posesie corpul, lumea aceasta este creată. Păi atunci hai să te întreb un lucru. În momentul în care omul moare, da? Adică pleacă, sufletul pleacă. Da. Totuși ceilalți oameni circulă, merg, nu? Mintea moare. Proiecția. Se închide proiectorul. Bun, deci sufletul ăla pleacă, da? Cum a fost filmul? A plecat. Da. Ei, totuși noi am rămas, noi funcționăm. Da, în proiecția respectivă. Fiecare ne proiectăm unul pe altul. Deci în proiecția lui noi am stagnat. Și cu toate astea el are... În proiecția lui nu mai existăm. În proiecția lui nu mai există lumea asta. Dacă trece de fluviu de gânduri. Dacă nu trece de fluviu de gânduri, toți care sunt de sub proiectează în continuare lumea aceasta și bântuie pe aici. Bun. Proiectează lumea aceasta dincolo. Acolo
legile fizice sunt răsturnate. Poți să vezi pe stradă jumătate de corp care merge pe stradă. Sau un corp fără cap. Pentru că legile fizice sunt răsturnate. Și de obicei oamenii acolo, sufletele acolo, care încearcă să formeze un corp, așa, și îmi formează cum reușesc ei, nu le mai potrivesc elementele corpului ca lumea, acolo ei suportă toate răutățile pe care le-au făcut celorlalți. A fi pe pământ este o binefacere deosebită. Aici ai posibilitatea să ierți, ai posibilitatea să te schimbi, nu? Să modifici situațiile de viață și să te restaurezi. Pe când acolo nu. Acolo doar suporți ceea ce ai făcut tu la alții, amplificat. Adică te doare mult. Că l-ai jignit pe unul și l-ai bătut sau ai făcut ceva, cât rău l-ai făcut aceluia, îți vine de 10 sau 100 de ori mai puternic împotriva ta. Și dacă accepti că toate au venit din tine, poți să evoluezi mai departe. Dar majoritatea nu fac asta. Și atunci, Marius, cum rămâne cu viețile celelalte care le avem, cu reîncarnările? Că aici e ceva care nu înțeleg. Cei care reușesc să evolueze cât de cât, intră în nouă viață. Adică să depășească această zonă. Și vin la o altă viață, la o reîncarnare? Vin la altă viață ca să desăvârșească, să se desăvârșească pe sine. Și desăvârșire înseamnă să nu mai pui condiții. Toate ființele globulare care sunt sus la prag, acolo nu sunt condiții, condiționări. Adică dacă eu în lumea asta nu pun condiții la oameni, acela e raiul. Deci dacă las oamenii să fie cum vor ei, nu intervin, nu îi atac, nu știu ce să fac ca să le fie lor mai bine, pentru că fericirea lor este fericirea mea, deci fac totul pentru ei, pe mine nu mă iau în seamă, această dorire continuă de energie este de iubire, iubirea în mea de dincolo este energia ascensională, adică te ridică mai sus. Toate momentele în care tu ai dăruit, numai acelea se socotesc. Și ele sunt forțe, sunt puteri de ridicare, care te duc mai sus. Nu ești interesat să faci totul pentru tine? Niciodată. Ești interesat să faci totul pentru ceilalți? Pentru că sufletul tău e sufletul lor. Deci când faci totul pentru ei, faci totul pentru tine. Și îți întorc înapoi. Pentru că ați observat, spre exemplu, omul este fericit când celuilalt este bine. În familie se vede cel mai bine. Când mama știe că copilul ei este bine, este cel mai fericită. Altceva n-are nevoie. Marius, vreau să te întreb un lucru. Că, na, atât din... Ia cătă sunt 12 ani pe 1 martie de când fac emisiuni. Vreau să te întreb cum rămâne cu încălcarea liberului arbitru. Pentru că în momentul în care tu spui că trebuie să-l ajut să faci bine, să-l susții. Bun. Dar dacă tu îi faci un bine fără ca el să-ți ceară ajutorul, îi faci bine sau îi faci rău? Păi, am spus înainte că e non-intervenție. Deci nu poți să-i faci un bine fără să-și ceară... Deci, faci bine când cineva... Când vine o solicitare din față, faci tot bine. Specifică lucrul acesta. Da. Așa, pentru că în momentul în care... Tu ai spus atunci că nu-i intervin. Păi, spre exemplu, că majoritatea timpului omul îl petrece la servici. Și la servici ajuți stânga, dreapta, te oferi. Ajuți dacă ți se cere ajutorul. Dacă ți Pentru se cere că dacă, ajutor. Nu, dacă tu ajuți pe cineva, tu spui că îl ajuți, dar el are o linie de parcurs și dacă tu prin intervenția ta... Când oamenii vor vedea că tu ajuți tot timpul și accepți orice, te vor solicita în toate situațiile posibile. Bun, revin la ce am spus, la ce începusem eu să spun. Deci în momentul în care tu vrei să ajuți pe cineva, tu crezi că l-ajuți, dar el are o linie de ajuns undeva, pentru că așa e destinul lui. Tu în momentul în care ai intervenit, i-ai mutat linia de destin, pentru că îi dai o altă alternativă. Da, și atunci ce faci? Nu intervii, nu, păi nu intervii nici acasă. Ca revenim la cartea aceasta cu femeile despre copii și acolo explic că poți să-i spui copilului ce crezi că din experiența proprie ce e bine sau rău, după care îi spui acum tu alegi. Când spui asta, el își asumă o responsabilitate, chiar dacă greșește de 2, de 5 ori și va suferi, așa învață din greșeală. Deci dă-i voie să greșească, pentru că așa el devine un om matur. Pentru că atunci când va ajunge în vârstă
și se va confrunta cu situații asemănătoare, nu va veni la tine să apelezi la tine să-l ajuți, ci va găsi soluții singur. Deci dă-i voie să găsească soluții singur. Numai acel om poate să se descurce în viață. Și el va fi moral, pentru că viața îl corectează tot timpul. Dar dacă îl cocoloșești și îi preiei din sarcinile lui, el va avea un handicap. Nu va ști să se descurce, fiind chiar mare. Să încheiem cu această carte, pentru că, de fapt, titlul cărții este Secretul Mulțumirii și exact despre a mulțumi și a fi mulțumit, noi n-am vorbit. Modalitatea de a obține mulțumirea este dăruirea continuă. Când dăruiești continuu și te autolimitezi, adică mergi pe puțin, nu mai ai ce să pierzi. Când nu mai ai ce să pierzi, nu mai poate nimeni să-ți ia nimic, când nu are ce să-ți se ia, și atunci vine mulțumirea și fericirea. Și mai este o modalitate, la toate neplăcerile care îți vin din față, să le cauți un sens pozitiv. În orice rău să vezi un bine. Adică să acurci circumstanțe atenuante. Adică cu noastre, așa, să vezi partea plină a paharului. De ce? Care este explicația? Dacă nu avem un gând negativ, gândurile negative se adaugă ca foile de ceapă și ele se transformă în boli sau se transformă în atacuri din față, în plăceri, în virus. Virusul este frecvența cu care noi am atacat viața. Am spus că discutăm în emisiunea viitoare despre virus. Nu, hai sau să ne concentrăm pe... Orice neplăcere care vine din față este ego-ul nostru exacerbat. Pe exemplu, cafeaua, atașamentul de cafea, de fumat sau mai știu eu ce, este neplăcerea care va veni mâine din față. Pentru că prin locul acela se pierde energie vitală. Ai, mă, Marius, dacă eu beau o cafea dimineață, înseamnă și atașament. Și în măsura în care reușiți să nu mai beți, să zic, 3 zile o săptămână și nu vă sunteți legată, adică nu vă doare. Capul. Că pe mine, dacă nu beau cafea, mă doare capul. Și nu vă doare dacă pierdeți cafea și vă este indiferent, atunci nu sunteți legată și puteți să beți cafea. Deci trebuie să vă verificați mereu că nu pierdeți energie pe acolo. Păi, are logică ce spui. Vă treziți după aceea cu neplăceri. Are logică ce spui, dar îți zic că o cafea e și toată lumea spune o cafea este bună. Și ce dacă după aceea o să vină ceva care o să vă lovească? Să mă lovească? Da. Pentru că beau cafea? Da. Ai, mama, nu cred. Pe acolo se pierde energie vitală. Când s-a pierdut energie vitală, deci când punem ceva din lumea asta mai presus decât orice, înseamnă nu Dumnezeu. Da. Deci nu Domnul. Dacă nu e Domnul, e ălălalt. Da, corect. Dacă este ălălalt, pe acolo se pierde energie. Este un atac asupra Divinului. Deci atașamentul este un atac asupra Divinului. Uh-huh. Când l-ai atacat pe Dumnezeu, în spate este una cu orice atac, deci este și cu înjurătura. Deci este și cu faptul că ați ridica mâna la cineva. Deci este egal cu orice atac. Asta înseamnă că din față va trebui să fie scăzută în orice mod posibil. Ceea ce poate să fie un accident, poate să fie o pierdere de bani, lucrurile să nu mai meargă bine în afacere. Din costa nu merg bine. Dar uite atașamentul acela. În momentul în care ai scăzut atașamentul, nu mai irosește energie vitală și energia nu mai este pierdută pe cafeaua respectivă, se întoarce, deschide poarta cerului și vine energie de sus, vine divinul. Uh-huh. Pentru că atunci te-ai scăzut, cât ai scăzut, în spațiu gol vine Dumnezeu și el începe după aceea să-ți facă viața frumoasă. Și suntem cei mai interesați ca el să fie prezent. Că nu reușim noi, nu datorită capacităților noastre noi reușim, ci datorită prezenței lui. Da, deci frumos. Suntem mereu interesați să ne lăsăm pe noi, nu să luptăm, să ne facem plăcere. Trebuie un spațiu gol. Mereu să-ți faci spațiul acela gol și prezența lui este garanția unei vieți frumoase. Păi nu spune și în Biblie, facă-se voia ta. Exact, facă-se voia ta. Adică în Tatăl nostru. Și pentru că mai avem 10 minute din emisiune, haideți să vorbim puțin despre a doua carte, Ce vor femeile, ce vor bărbații. E interesantă și e ispititoare cartea în titlu. Da, este într-adevăr. Și sunt lucruri de bază, care acum nu mai sunt înțelese, nu mai sunt aplicate. Acum noi mergem pe autodistrugere, dar și asta este bună. E o de ce curbă. Spui că nu merge, adică nu mai este valabil ce scrie acolo sau nu înțeleg ce ai spus că nu mai e valabil? Nu mai este valabil ce vor femeile și ce vor bărbații? Nu. Întotdeauna noi am pus realitatea, lumea exterioară pe primul plan, ne-am lipit, au venit plăcerile de toate felurile până la războaie mondiale, ne-a distrus tot ceea ce am prețuit noi foarte mult, da. Ne-am recâștigat sufletul, a venit un cutremur, pac,
ne-a distrus tot ce prețuiam și imediat ne-am întors spre noi și am redescoperit omenia și am început să facem mâncare unii la alții, să ne sprijinim și să ne ajutăm. Păi ce trebuia să fie, să vină cu tremur ca să faci lucrul ăsta? Asta era naturalul? Da, trebuia să-l faci de la început. Deci dacă nu l-ai făcut și nu poți să-l faci pentru că omul se atomizează. Adică el se comportă că face totul pentru el. Și atunci el crede că este o ființă separată. Și când crede că este o ființă separată și s-a rupt de celălalt, a pornit distrugerea. Pentru că când faci totul pentru tine, ai dat drumul la mecanisme de autodistrugere. Singur le faci. Și apare orice fel de chestie care ne desprinde. Și noi facem asta într-un fel de buclă. Adică continuu, nu înțelegem, vine, ne desprinde cu forța și iar. Deci niciodată în istoria omenirii omul nu a înțeles. Acum se întâmplă la fel. În momentul în care ai spus istoria omenirii, la asta mă gândeam. Deci despre istoria omenirii, care sunt efectiv nodurile astea despre care vă dau un exemplu. Luxul, asta e singura problemă. Deci noi, considerându-ne o ființă separată, ne facem totul pentru interesul propriu al acelui ego care nici nu există, nu? Și tot ceea ce facem noi este o minciună, deci este zădărnicie și moartea ne dovedește că am strâns degeaba ca proștii și ne distruge tot. Exact. Nu rămâne piatră de piatră. Deci cei care urmează distrug tot, vând și nu mai rămâne un lucru din care tu ai prețuit așa de mult și ai investit atât efort și bani. Corect. Și o viață întreagă ai lucrat pentru ceva ce nu este important. În loc să faci totul, să dăruiești, să faci totul pentru ceilalți. Am un prieten care a fost odată pe JP Mari. Nu știu dacă știți povestea lui. Și s-a dus singur într-o zi ploioasă. Și bineînțeles că acolo este o pantă și a alunecat pe panta respectivă și a pornit căderea în prăpastie. Încerca el să se țină de pietre, dar toate pietrele se prăvăleau la vale. Și la un moment dat, piciorul stâng s-a oprit pe o piatră. Dar piatra aceea ieșea încetul cu încetul din munte. Și a dat seama că în câteva minute el nu mai poate să se țină de nimic. Și jos era propastie. A fost disperat. Și în situația de disperare, omul, oricât de necredincios este, nu e cazul lui, dar zic așa, devine credincios instantaneu. Strigă la Dumnezeu. Și a strigat la Dumnezeu. Și a spus, Doamne, vreau să trăiesc. Și atunci din stomac a auzit o voce de bărbat, de bătrân, care îl întreabă, de ce vrei să trăiești? Cu reverberații. Și atunci și-a dat seama că dacă nu dă răspunsul cel bun, ăla e. Și a strigat cât a putut de tare, de s-a auzit cu ecou în tot munții aceea, ca să ajut oamenii. Asta este sensul. După care a făcut o firmă și tot ceea ce produce el acolo, produce pentru ceilalți. Și este așa de scrupulos de nu vă vine să credeți. Respectă și este cinstit la maxim în condiții în care ceilalți nu sunt cinstiți deloc. Da, pentru că știe și ce cum tratează asta. Și cum tratează el problema că ceilalți nu sunt cinstiți și el este? Nu intervine. Pentru că este exact povestea aceea cu iepurile și cu leu. Când animalele pădurii, parcă v-am spus odată, au hotărât să-i ducă leului unul dintre animale dintre ei la sfârșitul săptămânii, ca să nu-i alerge pe toți și să omoare mai mulți, și au hotărât primul să meargă iepurele. Și iepurele, îndruns pe leu, a întârziat și mor de foame. Leu, când a apărut iepurele, întreabă, ce ai făcut? De ce nu ai venit la timp? Și iepurele a zis, păi îndruns pe tine am întâlnit un aleu care m-a alergat și nu am putut să ajung la timp. Și leu s-a gândit că trebuie să rezolve prima dată problema cu acel leu și pe aceea să-l mănânce pe iepure. Și hai, arată-mi unde este leul acela. Și l-a dus la o fântână. S-a uitat în fântână, a văzut chipul lui acolo și a crezut că este adversarul. S-a aruncat după el și așa s-a omorât singur. Și morala lui Rumi era așa, nu vă fie teamă, fiecare se aruncă singur în fântână. De ce? Pentru că în momentul în care omul generează această răutate în afară, răutatea aia vine înapoi și se lovește singur. Ca fraierul. Deci este absurd să îți vrei rău. Este absurd să faci totul pentru interesul propriu, pentru că tu nu ești o ființă izolată, tu ești o ființă comună. Și în momentul în care faci totul pentru celălalt, afacerea îți merge bine, ești sănătos, nu? Este ca și când ai vrea să nu-ți fie bine. Ai vrea să mori, n-ai vrea să fii sănătos. Este absurd. Îți lovește singur. Și tot prietenul acesta al meu n-a acceptat niște muncitori la fațadă, i-au greșit fațada
și a purtat ură pe ei 2 săptămâni de zile. Și îmi zicea, Marius, am ură pe oamenii ăștia și nu pot să scap de ură asta. Și zice, la un moment dat avea o bucată de beton în fața porții, s-a dus cu un baros să spargă beton și și-a dat în genunchi. Ura aceea s-a lovit pe el. Foarte frumos, foarte clar. Nu scapă nimeni, se lovește fiecare singur. Interesant tot ce spui. Da, vorbim în continuare despre această carte. Mai avem 4 minute. Te rog să o arăți în mai așa. Ce vor femeile, ce vor bărbații? Și despre copii. Și despre copii, evident. Unde găsim cărțile, Marius? La editura Darana, care are un site, și da, în toate librăriile din București sau pe net. Bun, dragi prieteni, dacă vreți să aflați mai multe despre aceste cărți, cumpărați-le. Nu, bănuiesc că sunt accesibile, nu au prețul pe ele. Pe pagina de Facebook a lui Marius Ghidel și are 2 pagini. Am văzut că ai mai multe pagini. Nu, una este a editurii și una este a mea de autor. Așa, acolo găsiți și despre cărți vorbite și despre întâmplările din viața lui Marius și vă garantez că o să fiți fascinați de tot ceea ce povestește acest. Mai puțin, acolo sunt explicații la evenimentele zilei. Da. Da, da, e altfel de explicații. Altfel de explicații, da. Dragilor, eu sper din tot sufletul să vă fi fost de folos această emisiune și aceste informații. Urmează partea a doua a emisiunii pentru că vom vorbi despre pandemie, despre cum să ne comportăm, despre viața noastră, a fiecăruia vis-a-vis de celălalt din fața noastră. Deocamdată vă spunem la revedere pentru săptămâna asta, să ne revedem sănătoși săptămâna viitoare, pentru că urmează partea a doua a acestei emisiuni. Mulțumesc, Marius! Mulțumesc și eu! La revedere!